Bună! Astăzi, de 1 martie, am vrut să îți ofer un mărțișor simbolic, un mic cadou, acest video, în care vorbesc despre echilibrarea energiilor din tine, femeie, cât și echilibrarea energiilor în relația ta cu el, bărbatul, extrapolând la toate relațiile pe care le ai cu oamenii din viața ta. Vreau să-ți vorbesc în primul rând despre masculinitatea toxică. Se știe că noi toți, bărbați sau femei, avem în noi ambele energii, da? Deci nu vorbesc despre bărbați în special. Deci eu ca femeie am energie masculină în mine, un procentaj mai mic, bineînțeles. Iar ca femeie am și energie preponderentă feminină. Este de... Așa, ce vreau să zic? Despre umbrele masculinității, despre masculinitatea toxică. Îți voi da câteva exemple, da? Deci atunci când partenerul tău este agresiv, când este violent, verbal, atitudinal, posibil și fizic, când este trufaș, se crede superior ție, da? Când este în competiție cu tine, se pare că uneori numai competiția cu tine, partenera lui, îl motivează să facă ceva anume. Asta înseamnă că este departe de el însuși, da? Reprimarea emoțiilor, aici este o mare problemă. Bărbații au senzația, așa cred ei că înseamnă a fi un bărbat adevărat, atunci când își reprimă emoțiile, da? Nu vor să devină slabi, nu vor să fie vulnerabili, da? Și superficialitatea, cel mai bun exemplu ar fi în pat, da? Ei bine, îți vorbeam de aceste energii. Aceste energii, draga mea, deci el poate să vină de afară. Bărbatul merge în afară, da? El are contact cu lumea, cu exteriorul. În momentul în care vine acasă, îi trebuie un timp, un spațiu, să se relaxeze, să iasă din acea agresivitate, da? Deci dacă tu îi dai spațiu, un timp anume, posibil să iasă. În cazul în care nu iese din acea stare de agresivitate, de nervozitate, de reproșuri, de critică sau dimpotrivă este rece, absent, indiferent, ei bine, posibil că atunci la tine este, între ghilimele, problema. Pentru că partea ta, energia ta masculină, da? Partea de energie masculină de tine poate să stimuleze în el acele lucruri. Posibil. Se spune că noi ne alegem partenerul în funcție de bărbatul din noi, de energia lui masculină va fi compatibilă cu energia noastră masculină. Da? Deci dacă bărbatul tău acasă nu se relaxează, nu e cald deschis, nu vine către tine din drag, din iubire, posibil că tu ești în energie masculină mai mare decât ar trebui, mai mare decât cea feminină. În acel moment ar trebui să te duci către tine, să nu fii atentă la stările lui. Să nu-ți concentrezi atenția pe cum se simte el și să-l faci să se simtă mai bine. Nu-l ajuți deloc, nu te ajuți nici pe tine, nu ajuți nici relația ta. În momentul în care el este într-o pasă proastă, lasă-l. Du-te către tine. Îmbunătățește-ți tu starea ta. Întreabă-te cum mă simt eu cu mine. Cum se simte el nu este despre tine, nu este datoria ta. Trebuie să-l lași să facă față emoțiilor sale, trăirilor. Este un adult la urma urmei, nu este un copil, da? La un moment dat, un bărbat mi-a zis, mai bine du-te și fă o ciorbă. Da, bineînțeles că am fost foarte intrigată. Mi s-a părut că m-a redus la stadiul de bucătăreasă și m-am simțit anulată.
ca femeie, pentru că femeie nu înseamnă a fi numai bucătăreasă, eventual gospodină, da? Dar era o mare înțelepciune. Deci, în momentul în care bărbatul tău este într-o energie joasă, tu ai nevoie să te duci către întelepnicirile feminine ca să te încarci, să-ți crești energia feminină din tine. Așa că dacă nu vrei să faci o ciorbă, fă o supă, fă o prăjiturică sau fii creativă, creează ceva, scrie, desenează, pictează, mergi în grădină și îngrijește floricelele sau plimbă-te pe malul mării. Deci fă ceva către tine, către feminitatea din tine. Acesta este secretul, da? Am lucrat conștient cu această informație în anii trecuți, dar acum văd că merge foarte bine relația cu fiul meu, da? Deci când este el într-o pasă proastă, avem zile și zile și noi și ei, da? Atunci, în primul rând, primul lucru pe care îl fac este să spun oponopono. Cred că știi despre asta, da? Este ceva de genul, îmi cer iertare, te iubesc, mulțumesc. În momentul în care tu faci oponopono, ești absolut în energie feminină, da? Să spui, îmi pare rău, mulțumesc, te iubesc. Ăsta este secretul. Să fii feminină. Sper că te ajută acest sfat. Draga mea femeie, să ai o zi minunată, o primăvară extraordinară și devino din ce, du-te către feminitatea din tine. Devino din ce în ce mai feminină. Fii masculină atunci când este nevoie. În lucrurile practice, da? Dar în rest, în relația cu bărbatul tău, cu familia ta, fii feminină, nu uita de tine. Numai bine, o primăvară extraordinară!